Superliga vă este oferită de Superbet. Istoria își cere drepturile și așează o pătură groasă de importanță peste joc. FCSB Rapid aduce cu el ani mulți de dispute și orgolii, ambiții și pasiune, ură și iubire. Se încheie campionatul cu un meci mare. Vă salutăm, suntem Emil Grădinescu și Costi Mocan. Funșo se descurcă bine, Nigerianu. Kate. Rapidul are un jucător mai puțin, este un fotbalist căzut. Îl vedem pe Papo, frumoasă pasă lui Papo, Lucasen, gol! Minunată pasă dată de francezul Papo! Rapidul deschide scorul! Și totul a plecat de la acea încercare de contrapressing pe care Rapidul a reușit să o dejoace. A ieșit bine cu mingea în terenul advers, o apărare pe ce se vistă rarefiată, 4 sau 5 oameni erau atât, și o excelentă pasă dată de Papo, care își arată rafinamentul, calitatea de servant. Iată, sunt doar 3 pe fund acolo, Papo, Radunovic îl scoate din offside, probabil. A, poziție corectă. Tare frumos l-a alimentat cu mingea asta pe Lucasen. A văzut perfect plecarea olandezului. Aș zice că nu e greșeala lui Haruț, care ieșise la offside, mai degrabă ezitarea lui Radunovic, care strică linia și Rapidul deschide scorul repede. Arogant. Nu ne interesează cine pleacă de acolo. Papo! Târnovanu! Ce defensivă rarefiată, dar ce precizie în combinații și în pase. Un jucător. Onea, la colț, bate bine, Companio... 2-0! Rapid! 2-0, se anunță o seară frumoasă. Pănoiu marchează, ajutat de o deviere. Dar este un gol, e un gol meritat. Pentru că Rapidul s-a apropiat de poartă, a căutat golul și a arătat până acum în primul sfert de oră ca o echipă. Jucătorul cu numărul 17, gol în minutul 17, Rapidul are 2-0 și spuneam, se anunță o seară frumoasă pentru suporterii giuleșteni. E deviere rapidistă. Da, da, da. Așa e, așa e. Dacă... Iacob, da. Lucasen, gol, 3-0, Rapid, Iacob, golul 2 al lui Iacob. De data aceasta nu sunt dubii, el împinge în plasă mingea. Sărbătoare în Giulești. Sărbătoare giuleșteană în centrul capitalei. Pe Arena Națională. Pantea rămâne pe linia porții. Galeria stelistă cercând să anime puțin, să aducă un pic de foc în inimile jucătorilor favoriți. Că nu vor citească scandările. Și că galeria va forța triumferea. Oprirea jocului. Oprirea. Miculescu! Cred că a fost cea mai frumoasă fază făcută de Miculescu tot sezonul. Exact asta vreau să spun. 3 goluri, da, asta a fost o fază frumoasă. Roman, Tavi Popescu dansează pe lângă minge, pasă bună lui Popescu. Oho! Asta e o fază, offside la Omrani. De râs. Cum poate să lovească Omrani?
foarte bună pasă lui Șut, pasă lungă, Crețu. Și un gol frumos marcat de Tavi Popescu. Șut splendid, plasă laterală. 3-1, minutul 58. Interesant este că a marcat și la 3-1 meciul FCSB Rapid. Da, este un exemplu pentru celălalt flanc, care Coman încearcă să facă prea multe. Așa este, nu fie el Beckham, cum spunea tot într-un interviu, dar acum a centrat bine Crețu. Roșu, fix roșu. A lovit de două ori. Clar și-a pierdut cumpătul. Pentru așa ceva dai cartonașul și fără discuție. Onea, ce frumos trece Onea. Olaru se ține cu greu după el. Fundașul dreapta al Rapidului continuă. Onea, acum pentru această ocazie uriașa lui Furșo. Rapidul poate să mai înscrie. Sunt condiții extrem de favorabile. Fadionul rămâne jos. Poftim. Furșo și face 4-1. Asistentul fuge către centrul terenului. Funșo se salută cu galeria și în acest moment FCSB a plecat steagul. Crețu că tot spunea că el e poziție corectă. Da, da, poziție corectă, clar. Haruț să-l ține teren. Tot spunea Crețu că de câte ori a intrat a făcut lucruri bune. Iată ce face acum. A trecut Funșo prin el. Onea. Bună centrare. 5-1. Funșo. Record egalat după 13 ani de la acel 5-1. Rapidul are din nou această distanță pe tabelă față de FCSB și recordul poate fi mai mult decât egalat. Poate fi și bătut. Da, sunt toate șansele. Foarte bună centrarea lui Ionea. Excelent. Fază simplă, foarte bine lucrată. Superliga vă este oferită de Superbet.